De ziua, putem să începem? Pentru început vreau să vă mulțumesc tare mult că ați găsit timp, știu că sunteți ocupați, sunt multe lucruri de reflectat, de povestit la cetățeni și vă mulțumesc că ați venit la această discuție. Noi avem suficient timp, eu și colegii mei, pentru această discuție. O să stăm aici să dezbatem absolut toate lucrurile. Le mulțumesc tuturor celor care au venit, și cei de la Chișinău, și cei din care reprezintă presa locală, jurnaliști de investigație, reprezentanți ai organizațiilor de media din Republica Moldova. Vreau să vă mulțumesc pentru nopțile nedormite și pentru munca dumneavoastră complicată din toți acești ani. Unii dintre dumneavoastră probabil sunteți în acest domeniu de zeci de ani. Știm că nu este ușor să fii ziarist în Republica Moldova, să lucrezi pentru o instituție media. Știm asta și din ce vedem noi, dar citim și rapoarte ale instituțiilor internaționale care se ocupă cu monitorizarea condițiilor de activitate a instituțiilor media. Știm că de-a lungul timpului a fost momente când ați fost intimidați, hărțuiți, a fost pusă în pericol securitatea dumneavoastră personală. Noi vrem astăzi să avem o discuție sinceră și să vedem cum putem schimba lucrurile, cum putem să creăm condiții pentru ca instituțiile de media să fie independente și să-și poată face meseria în siguranță. Nu aveți nevoie de mulțumirile politicienilor, aveți nevoie de angajamente concrete din partea Guvernului și a Parlamentului, sper eu. Vreau să discutăm astăzi ce este de făcut, inclusiv în raport cu modificarea cadrului legal, dar nu doar, ca să discutăm absolut toate problemele și să putem să ieșim de aici cu niște sarcini concrete pentru Guvern. În ultimii ani am fost martorii unei degradări a situației presei. Am văzut amplificat fenomenul fake news. Am văzut canale de propagandă și avem în continuare susținute de fosta guvernare. O mare problemă este monopolizarea pieței de publicitate, interzicerea accesului la informații din partea mai multor instituții ale statului. Toate aceste lucruri au dus la acutizarea divizării în societate și lipsa unei informări corecte a cetățenilor. Iar noi ne dorim ca fiecare cetățean să poată să ia decizii în baza informațiilor obiective. Asta înseamnă democrație. Democrație înseamnă când oamenii participă la procesul de luare a deciziilor și deciziile lor trebuie să fie informate. Informația trebuie să fie obiectivă și corectă. Ziceam mai devreme că nu arătăm foarte bine în clasamentele internaționale. Organizația Reporteri Fără Frontiere menționa la un moment că politica editorială a principalelor instituții media urmează îndeaproape interesele politice și de afaceri ale proprietarilor lor. Lipsa de independență a autorității de reglementare și excesele comise în lupta cu propaganda continuă să fie o sursă de îngrijorare, așadar avem un Consiliu al audiovizualului care nu își face treaba, nu este funcțional, pentru că majoritatea membrilor acestui Consiliu au favorizat instituții media afiliate fostului regim, au permis abuzuri grave, nu s-au sesizat și nu au sancționat încălcări și ilegalități. Am vorbit mai devreme și despre problema îngrădirii accesului la informații cu caracter public. Știm că regimul precedent a fost foarte creativ în acest sens și a tot inventat tot felul de motive de ce o informație sau alta nu poate fi pusă la dispoziția instituțiilor de media. Dumneavoastră tot ați fost suficient de creativ și ați reușit totuși să aflați anumite date, dar bănuiesc că asta v-a luat mult mai mult timp și mult mai mult efort decât dacă lucrurile se făceau conform legii. S-a solicitat o informație, informația s-a prezentat,
și deja este sarcina dumneavoastră în ce format o prezentați ascultătorilor, telespectatorilor și așa mai departe. Problema monopolizării pieței de publicitate, știu că au fost câteva instituții media care au făcut o scrisoare către autorități, către Consiliul Concurenței. Știu de asemenea că nu a fost rezolvată această problemă. Știu că regimul precedent a încercat să ucidă instituțiile independente, instituțiile de media independente, inclusiv pe cale economică, lăsându-le fără surse de existență. Știu că unii dintre dumneavoastră ați reușit să supraviețuiți doar datorită granturilor, donațiilor care au venit din exterior. Știu că nu ați putut să acordați, să oferiți salarii bune oamenilor angajați în instituțiile media și toate aprecierile noastre că ați rezistat în acest cadru extrem de nefavorabil pentru presa independentă și vreau astăzi aici să discutăm absolut toate lucrurile pe care putem să le facem, trebuie să le facem, astfel încât să nu se mai ajungă la o asemenea situație. Să punem bazele unei media independente și sustenabile. Știm de amenințări, știm de interceptări, cei care se regăsesc și care au fost cel mai mult intimidați, înregistrați, interceptați, sunt cei care au luptat cel mai mult cu regimul și aici o să discutăm inclusiv despre măsuri legislative, despre sancțiuni legislative care trebuie să le adoptăm și să le punem în aplicare, astfel încât asemenea abuzuri să nu se mai repete. Indiferent dacă vorbim despre exponenții ai presei, exponenții ai opoziției, ai mediului de afaceri și așa mai departe. Mai avem o problemă enormă, este vorba de Televiziunea Națională, care în ultimii ani a devenit televiziunea unui partid, care nu a reflectat corect și obiectiv lucrurile, la care au ajuns numai cei care au plăcut regimului. Mă rog, am și eu experiența mea personală, cred că în curând se împlinesc 2 ani de zile de când nu am mai primit o invitație la Televiziunea Națională, dar se pare că pentru mâine totuși am o invitație. Ideea este, nu este despre mine, nu este vorba despre prim-ministru sau despre alții. Ideea este să facem lucrurile așa încât Televiziunea Națională să nu mai slujească guvernării, să nu slujească partidului de la guvernare, să fie o instituție în care lucrurile se prezintă în mod echidistant și la care are acces și opoziția și guvernarea, astfel încât, cum spuneam, cetățenii să fie informați în mod obiectiv. Cred că cam astea sunt lucrurile importante pe care am vrut eu să le spun la început, dar sunt sigură că dumneavoastră aveți de spus mult mai multe lucruri, aveți de prezentat un tablou mult mai complet și eu sper foarte mult că puteți să veniți și cu propuneri de soluții. Am discutat ani în șir despre problema presei independente, să știți că de fiecare dată când am avut ocazia să discut în afara țării cu parteneri de dezvoltare, am vorbit despre situația dramatică a presei independente din Republica Moldova, am vorbit despre problema fake news-ului, am vorbit despre propagandă. Acum a venit momentul să discutăm despre soluții și mai mult decât atât să facem angajamente, în special noi cei de la guvern, să facem angajamente concrete de implementare acestor soluții. De aceea vreau să vă fac o propunere pentru că au fost câțiva colegi din presă care au zis că își doresc o discuție sinceră în afara camerelor. Eu pot să spun tot ce am de spus la cameră, dar dacă e cineva aici care totuși crede că discuția trebuie să se întâmple în afara camerelor, atunci putem să convenim acest lucru și să avem această discuție. Dacă vreți să avem discuția la cameră, eu sunt ok cu acest lucru și haideți să începem pe rând cu probleme care nu au fost, știu eu, formulate de către mine și neapărat soluții pe care dumneavoastră le vedeți fezabile și potrivite pentru situația în care ne aflăm noi astăzi aici. Domnul Macovei.
Bună ziua, mă numesc Petru Macovei, sunt director la Asociația Presei Independente. Doamnă prim-ministră, mulțumim tare mult pentru această inițiativă. Eu cred că ar trebui să avem discuții mai dese, pentru că problemele sunt foarte multe. Chiar dacă ați spus la început că aveți tot timpul disponibil, teamă mie că azi nu reușim. Dar să le luăm pe rând și o să vă rog să aveți puțină răbdare cu mine și dumneavoastră și colegii, pentru că mie mi-au transmis colegii membri în Asociația Presiei Independente, dar și nemembri, unele probleme și au rugat să le aduc la cunoștința dumneavoastră. Principalul, din punctul nostru de vedere, principalul lucru care trebuie făcut acum este ca piața mediatică din Republica Moldova să funcționeze, dar să funcționeze pe principii de concurență loială și de atitudine onestă din partea instituțiilor de reglementare din diferit domeniu. Și aici sunt trei instituții cheie, din punctul nostru de vedere. Ați numit și dumneavoastră Consiliul Audiovizualului, care trebuie reformat și trebuie exclus totalmente de sub controlul politicului. Aici sunt colegi care au lucrat la diferite versiuni ale codului audiovizualului. Dacă nu merge în țara noastră, ca sub diferite formule, totuși prin Parlament să fie desemnați acești oameni, poate că Parlamentul în general trebuie exclus din formula de desemnare a membrilor Consiliului Audiovizualului. În acest Consiliu, la momentul actual, cum ați spus și dumneavoastră, de fapt toți, cu excepția Olgăi Guțuțui, au îndeplinit comenzile politice ale partidului sau s-au conformat cu votul președintului Consiliului Audiovizualului, care a fost portavocea partidului. Și am văzut foarte clar abordarea selectivă a Consiliului Audiovizualului cu radiodifuzorii în funcție de deținătorii sau de proprietarii acestora. Dar și marea problemă, concursul cu deselectarea companiei care măsoară audiențele. Din punctul nostru de vedere, și colegii au remarcat lucrul ăsta, experții au spus, acest concurs a fost viciat. El ar trebui să fie anulat. Asta ar fi soluția. A doua instituție este Consiliul Concurenței, care la fel este o instituție controlată politic și pe vremea fostei președinte și pe vremea actualului președinte al Consiliului. Aici, din nou, trebuie să fie schimbată conducerea. Cadrul legislativ a fost completat prin Codul Serviciilor Media Audiovizuale și prin alte amendamente la lege și ei au acum competență să intervină pe piața audiovizualului, dar se tem, pentru că au primit indicații să n-o facă. Și a treia instituție importantă pentru presa scrisă, în special, este Poșta Moldovei. Editorii de presă scrisă au reclamat, cred că de vreo 10 ani cel puțin, problema controlului politic asupra Poștei Moldovei. Că directorul general al acestei companii este mare susținător a PD-ului, n-ar fi o problemă. N-avem probleme cu simpatiile lor politice, chiar dacă el a obligat angajații să vină la protestele PD-ului și așa mai departe. Problema o avem cu contractele pe care această companie le impune editorilor de presă scrisă. Contracte cu clauze abuzive, care de fapt discriminează editorii de presă. Și noi am apelat de nenumărate ori, când zic nenumărate, chiar sunt nenumărate, doamna prim-ministru, la Guvern și la Comisia Parlamentară pentru Media să intervină. Niciodată n-au intervenit efectiv. Maxim ce am putut obține, niște discuții sterile la care s-au făcut promisiuni și nimic nu s-a întâmplat. Problema accesului la învățământ, dumneavoastră v-ați referit la început la problema securității profesiei de jurnalist și asta într-adevăr este o mare problemă, a devenit o mare problemă în țara noastră, iar pentru ca aceste fapte să fie descurajate trebuie să existe semnale din partea guvernului și cazuri concrete când persoane care au agresat jurnaliști care se află în exercițiu funcțiunii să fie pedepsiți. Or, noi nu avem la momentul actual niciun caz când vreun funcționar, dar chiar și din altă, bodyguard sau altcineva care a împiedicat intenționat activitatea mass media să fie pedepsit la modul efectiv. Doar povestea cu sărmanul paznic de la primăria municipiului Chișinău. Dar, în general, statul Republica Moldova, guvernul Republicii Moldova, nu oferă semnale descurajatoare pentru oamenii care intimidează jurnaliștii. Și asta, doamnă prim-ministru, ar trebui să se schimbe. Accesul la informație nu este doar strict lucrul la care v-ați referit dumneavoastră și bineînțeles că asta trebuie să fie schimbat. Trebuie să fie accesul la informație și prin poștă electronică, fără semnături, fără ștampilă umedă și alte, scuzați, prostii pe care le inventează funcționarii și instituțiile publice de la noi pentru a bloca accesul la informație. Dar
Vă rog să atrageți atenția la legea privind protecția datelor cu caracter personal, care a fost adoptată de Partidul de Guvernământ de până nu de mult, în prima lectură. Din câte cunosc, nu există avizul Guvernului, dar această lege comportă și anumite riscuri pentru jurnaliști, care nu vor putea accesa informații de interes public sub clauza de protecție a datelor cu caracter personal. Rugămintea noastră este să vedeți ce este cu această lege. Din câte îmi dau seama, Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal chiar a elaborat un nu știu ce ghid, cod de conduită pentru jurnaliști, chiar dacă legea nu există. Eu cred că legea trebuie revăzută astfel încât drepturile jurnaliștilor să fie protejate. În același timp, aceeași poveste este și cu legea care reglementează utilizarea dronelor. Mai mulți jurnaliști de investigație au rugat să vă transmit că această lege trebuie amendată în spiritul european, nu a interpretării abuzive a directivei europene pe care au dat-o guvernanții de până acum, astfel încât jurnaliștii de investigație, cei care de fapt au fost, să recunoaștem, unicii luptători cu corupția în ultimii ani, pentru că doar ei au descoperit scheme de corupție și palate de lux ale diferitor funcționari. Bun, adevărul e că nu s-a întâmplat nimic cu asta după publicarea investigației, dar asta tot ține de competența executivului deja. Și încă un lucru la care vreau să mă refer, este important ca presa independentă, și noi am promovat în precedentul Parlament, vă aduceți aminte că a existat un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media. Grup de lucru care a fost susținut de către Uniunea Europeană, Consiliul Europei și Freedom House. Am acceptat și s-a lucrat foarte mult în acest grup de lucru. Unele inițiativele care au fost elaborate în general sunt bune, însă fosta guvernare a oprit adoptarea lor. Și acum în Parlament este legea privind amendarea legii privind accesul la informații, care a fost elaborată de colegii de la Centrul pentru Jurnalism Independent, este legea privind facilitarea fiscală, care a fost elaborată de Asociația Presei Independente, dar și alți colegi au elaborat amendamente. Sunt proiecte bune care trebuie repuse pe agenda Parlamentului și de asemenea vă reamintesc că în Republica Moldova este convocat în fiecare an forumul mass media din Moldova. Anul acesta va avea loc la începutul lunii noiembrie, vă rog să vă notați în agenda 4-5 noiembrie, la care se discută la modul serios despre măsurile care trebuie adoptate pentru stimularea dezvoltării pieței mediatice. Dacă nu vor fi adoptate măsuri de stimulare a pieței mediatice, nu putem vorbi despre o democratizare în general a țării noastre. Eu îmi cer scuze că am luat atât de mult timp, poate mai intervin după colegi. Dacă pot să intervin eu acum imediat. Atunci când spuneți că membrii Consiliului Audiovizualului nu ar trebui să mai fie aleși de către Parlament, ce propuneți ca alternativă? Mi-este greu să propun, poate domnul Bonduchi, care a studiat mai multe experiențe, dar a fost la un moment dat propunerea ca membrii în acest Consiliu Audiovizual să fie desemnate, după principiul proporționalității, persoane reprezentând diferite domenii. De exemplu, cei din publicitate, instituțiile mass media să delege, să existe și... Da, poate să existe și un reprezentant al Parlamentului sau al Guvernului, de exemplu, dar cei mai mulți membri în Consiliul Audiovizual să fie aleși de către breaslă propriu-zisă, cu posibilitatea ca ei să fie rechemați oricând de către breaslă, dacă breasla ajunge la concluzia că ei nu-și fac treaba. Eu vreau să vă rog să elaborați un pic această propunere, ca să fie mai clar despre ce este vorba și să reveniți la noi cu această propunere, să o examinăm aici și să o propunem și la Parlament. Doi, vreau să vă întreb dacă poate fi resuscitat, dacă pot să spun așa, grupul de lucru care spuneți că a funcționat în trecut și care a elaborat câteva inițiative. Din punctul meu de vedere, da, este adevărat că fostul președinte al Parlamentului în Blaș flutura cu acest grup de lucru în scopuri de PR, dar una peste alta, acolo au lucrat oameni și experți buni care au elaborat proiecte de lege bune care ar putea fi reexaminate și puse pe masa de lucru a Parlamentului. Ok, și pe legile care ați spus dumneavoastră că sunt în Parlament, cred că cea mai bună idee este să organizăm niște dezbateri acolo. V-ați referit la
legea privind protecția datelor caracter personal, legea dronelor, pentru că legile sunt acolo, cred că cel mai bine este să le discutăm pe platforma parlamentară și să corectăm prevederile care reprezintă îngrijorări pentru mass media. De acord, dar trebuie să ținem cont, pentru că dumneavoastră când ați spus și într-adevăr este marea problemă a monopolurilor pe piața din Republica Moldova, trebuie să ținem cont că și în actuala majoritate parlamentară sunt reprezentanții ai Partidului Socialiștilor care de asemenea dețin proprietăți importante pe segmentul mediatic, care au fost și sunt utilizate încă în scop mai curând de propagandă decât de informare. Toate aceste lucruri trebuie discutate și toate aceste îngrijorări trebuie exprimate. Eu doar propuneam pentru aceste două legi următoarea discuție să o avem în Parlament, de acord, în platformă parlamentară. Vă mulțumesc. Altcineva? Ok. Natalia, după care... Ok. Da, mulțumesc. De asemenea, organizația pe care o reprezint, Asociația Presei Electronice, sunt Ion Bunduchi. Salut această inițiativă și vrem să credem că ar putea deveni tradițională sau periodică o asemenea întâlnire, chiar dacă dumneavoastră, doamnă prim-ministră, chiar din capul locului ați desenat tabloul real și sumbru al mass media de la noi și cam ați zgândărit toate rănile, încât dacă să răspundem succint la întrebarea domniei voastre ce să facem, poate cel mai scurt răspuns ar fi să facem acele prevederi legale existente funcționale. Pentru că vechiul cod al audiovizual, bună oară, prevedea ca în Consiliul Coordonator al Audiovizual să vină oameni din societatea civilă. Și la ce a ajutat dacă nu a funcționat legea? Dacă am face să funcționeze toate prevederile bune pe care le avem în actuala legislație, lucrurile s-ar schimba radical. Dar ceea ce vreau eu să... La ce aș atrage atenție mai mare? Cam... De când există Republica Moldova, mass media a fost privită ca ceva care trebuie să se îngrijească de la sine, despre sine, de sine. Nu e privită ca un institut social în cadrul societății. Vedeți că dacă ne referim la jurnaliști, cineva pe acești jurnaliști îi formează, da, în facultăți, în instituții de profil. Cineva îi angajează la serviciu, în anumite condiții, cineva le plătește salariul. Mai urmează cadrul economic în care trebuie să activeze acești reprezentanți ai mass media. Mai există autoreglementarea și procesul de profesionalizare al acestor jurnaliști. Ca să ne închipuim, noi am lucrat în cadrul subgrupul de lucru care a elaborat concepția națională de dezvoltare a mass media. Ei bine, cea mai mare greutate, o cea mai mare dificultate a fost să adunăm cumva date empirice, credibile, ca în baza lor să putem analiza, face o analiză pertinentă a situației mass media. Adică nici noi, chiar dacă avem structuri care sunt chemate să producă statistici, ele lipsesc. Cine ar spune azi câte mass media scrisă avem și câte din ele sunt funcționale? Știe cineva? Nu știe absolut nimeni. Știm care e situația pe piața publicității, face cineva analiza aceasta an de an să vedem cum se dezvoltă și cum se distribuie. Foarte straniu că și în documente guvernamentale, ori documente de stat, intră date pe care le generează societatea civilă. Nu e rău, dar ar fi bine ca aceste date să fie și într-o parte și în alta și să confruntăm, să vedem cine mai bine măsoară cu metru o situație ori alta. Ori nu se întâmplă lucrul ăsta și este foarte complicat să propui niște măsuri de a ameliora situația atunci când, pe de o parte, nu știi situația reală. Apropo, așa a fost desenat și Planul Național de Tranziție la televiziunea digitală terestră.
cu o analiză foarte superficială a situației. Și cu siguranță nu putem să călcăm drept dacă nu știm ce e în față. Noi am considerat că odată, având în premier o concepție de țară de dezvoltare a mass-media, urmează să fie elaborată o strategie în baza acestei concepții, un plan de acțiuni și să mergem înainte. Dar zic, să ne gândim că mass-media nu este un stat în stat, că mass-media este un vas comunicant cu toate celelalte instituții din țară. Și atunci acest efort necesită conjugare de la formarea profesioniștilor și până la statistici. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să încercăm să formulăm o strategie, să înțelegem cum trebuie să ne mișcăm pe termen mediu și lung, să asigurăm sustenabilitatea acestor eforturi pe care le facem. Mi-aș dori totuși să venim astăzi și cu idei, cu lucruri care trebuie făcute imediat, pentru că știu că situația unora dintre instituții este foarte, foarte grea. Și să vedem ce trebuie să facem mâine cu mâine în următoarele 2-3 săptămâni și ulterior să venim să discutăm problema în toată complexitatea ei și cu partea de statistică și cu partea de pregătire a ziariștilor și așa mai departe. Mulțumesc, Natalia, și după aia domnul Bătaru. Doamna prim-ministru, mulțumesc mult pentru această întâlnire. Voi vorbi în calitate de jurnalist și de partea practică a aplicării legilor, pentru că, colegii mei, domnul Macovei și domnul Bonduchi, cred că au mult mai multă expertiză pe partea legislativă. Noi am mai trăit în anul 2015 un mare tam-tam care s-a făcut în presă când au fost aplicate câteva amendamente la codul audiovizualului, potrivit cărora numărul licențelor audiovizuale pe care le putea avea o singură persoană fizică sau juridică, a fost limitat de la 5 la 2. Și noi ne-am trezit cu un holding media care avea două posturi de televiziune care aparțineau unui lider de partid, alte două posturi de televiziune care aparțineau unui consilier politic al liderului de partid și alte două posturi de televiziune care aparțineau unui manager de afaceri al aceluiași lider de partid, tot el director la o casă de vânzări, cu poziția dominantă pe piață. Și atunci când eu personal am abordat această întrebare într-o discuție cu șeful Consiliului Concurenței, acesta spunea că legea nu este încălcată, la fel cum nu este încălcată legea în cazul cele mai mari case de vânzări pe piața noastră, Casa Media, pentru că atunci când ea vinde publicitate pentru nouă posturi, asta nu este încălcare, asta nu este o poziție dominantă, asta este o alegere liberă a televiziunilor libere de pe piața media în Republica Moldova. Punct. Citat închis. Eu vreau foarte mult ca noi, atunci când vom adopta legi, să nu ne limităm doar la adoptare, pentru că legile s-au mai adoptat, dar când ajungeam la aplicarea lor, efectele erau nule. La fel, cu mare tam-tam a fost introdus nou cod al audiovizualului, punctul privind crearea organizarea unui tender nou, privind desemnarea unui măsurător independent al audiențelor TV, și noi ne-am trezit cu o comisie formată din 15 persoane, din care majoritatea fac parte din co-holding sau oamenii afiliați holdingului, eu am în vedere televiziuni, case de vânzări, case de publicitate care lucrau sau cei mai mari prestatori de publicitate, de exemplu, compania Moltelecom, care ghiciți toate contractele lor de publicitate, fiind companie de stat, plasat doar la anumite posturi de televiziune, la altele niciodată nu veneau. Deci, și tot asta s-a întâmplat în urma presiunii efectuate de către partenerii noștri de dezvoltare. Noi am creat o comisie, noi am organizat un tender și ne-am trezit cu aceeași companie care înainte măsura audiențele înregistrate de offshore și ea la noi acum este măsurător oficial desemnat în urmă unui tender. Înțelegeți? Deci legea a fost respectată. Mai departe, noul cod al audiovizualului are prevederea articolului, nu-mi țin minte numărul articolului, privind limitarea cotei de audiență, 35%. În lege este scris în acel articol că dacă cota depășește 35%,
Consiliul Audiovizualului, e în dreapta intervină și în cazul în care timp de 6 luni acel proprietar sau persoane apropiate nu fac nimic pentru pluralism sau pentru rezolvarea problemei, ei pot aplica sancțiuni. În această lege, în acest articol este scris despre persoane apropiate potrivit legii privind declarații de interese de averi și așa mai departe. Dacă eu nu greșesc, eu pot greși, dar dacă eu nu greșesc, potrivit acestei legi, persoane apropiate, astea sunt rude, oameni afiliați direct. Va fi un consilier politic, persoană afiliată sau nu? Pentru că când un deputat depune o declarare de avere, el nu pune ce este înregistrat în acea declarație, ce este înregistrat pe consilieri, pe parteneri de afacere, el scrie acolo numărul de, înțelegeți? Și noi ne-am putea trezi că legal, de fapt, nu putem constata o cotă care depășește 35% din audiență. Deci aici vreau să fim foarte atenți, pentru că noi am mai văzut în ultimii ani că legile se adoptă sub presiunea instituțiilor ONG-urilor media și cu susținerea partenerilor de dezvoltare, dar întotdeauna se găsesc trucuri juridice cum aceste lucruri pot fi depășite. Și noi în continuare aveam monopol, în continuare aveam cotă dominantă. Și o mare, mare problemă este Consiliul Concurenței. Pentru că până acum 4 posturi de televiziune care în ianuarie anul trecut au depus plângere, n-au primit niciun răspuns. În perioada asta noi am fost terorizați cu fel de fel de scrisori. Informațiile se cereau de la noi, cu toate că, virgulă, Consiliul Concurenței are posibilitatea de a porni închetă și de a merge la case de vânzări, de a merge la case de producție și pur și simplu de a ridica contractele și de a vedea acele privederi de exclusivitate și așa mai departe, dar nu știu de ce anume posturile de televiziune care au depus plângerea au fost cumva, știți, de la noi se cereau informații. Noi trebuia să facem investigația, nu ei. Și asta este o mare problemă. Deci Consiliul Concurenței, CCA, din care aici dau perfectă dreptate domnul Macovei. Deci majoritatea, deci 8 din 9 membri a acestui Consiliu au făcut totul ca postul de televiziune TV8, știu și de jurnal, să aibă mari probleme în toată perioada asta, cu blocarea cesionării licenței, cu monitorizări că virgulă nu este pus în burtier acolo unde trebuie, că noi dăm publicitatea unui medicament că la care a depășit cu câteva săptămâni licența, când asta nu-i treabă postul, de treaba agenției medicamentului. Deci, noi am fost terorizați juridic. Și asta este o mare problemă. Noi nu cerem ca dumneavoastră personal să veniți și să ne creați piață. Noi nu cerem ca cineva să facă pentru noi lucrul nostru. Noi vrem noi să facem lucrul nostru, dar pe plan legislativ să fie create așa niște condiții în care noi să concurăm între noi în condițiile unei concurențe loiale, dar nu pentru că unii sunt protejați și sunt mai apropiați, alții nu. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Doamna prim-ministru, stimați colegi, doamna prim-ministru, chiar din start, cu titlul de sugestie, v-aș sugera să le propuneți tuturor colegilor aflați în această sală să se declare în opoziție cu actuala guvernare. Fiindcă am impresia că deja au apărut colegi care, simplu vorbind, au început să vă lingușească. Acum 8 ani am avut ultima întâlnire cu un prim-ministru în această clădire, numai nu în această sală, ceva mai sus. Proaspătul prim-ministru Vlad Felat a convocat presa ca să ia pulsul, nu-i așa? Noi i-am vorbit și i-am vorbit, am impresia că n-a înțeles ce i-am vorbit și a ajuns unde a ajuns. Presa nu trebuie convocată, nu trebuie adunată și nu trebuie presată. Presa trebuie lăsată în pace. Nimeni nu trebuie dezavantajat și nimeni nu trebuie avantajat. Așa cum s-a întâmplat în ultimii 16 ani în Republica Moldova. Aveți în față, în primul rând, niște agenții economici care se conformă tuturor regulilor unui business normal. E nevoie de creat condițiile de funcționare a unei piețe libere, a unei concurențe oneste. Colegul Macovei a vorbit multe, nu are rost să mă repet,
Dar CCA-ul, ceea ce a făcut CCA-ul, este o adevărată crimă. Vreau să vă informez că la CEDO, pe post, pe rol, două cereri ale Jurnal TV, care se pare că vor fi câștigate, anume din considerentul că CEDO, în toți anii aceștia, a refuzat, pur și simplu, categoric, să ne acorde o frecvență terestră pe care am solicitat-o de zeci de ori. CCA, da. Cu monopolul și cu... Monopolul este clar. Cu înțelegerile de cartelă însă, ceea ce am depus noi la Consiliul Concurenței, e vorba de o înțelegere de cartel între casa de vânzări a lui Plahotniuc și alta a lui deputat lui Furculiță. Noi sperăm că asta se va rezolva cumva. Și încă o temă, cred că e delicată. Înțeleg că mâinile vă sunt legate de acel acord temporar semnat cu socialiștii, dar asta nu înseamnă că tema nu există. Ea poate o putem încadra la genericul propagandei și legii, așa zisii legi antipropagandă, la care s-a referit omul care difuza tocmai postul cel mai nociv de propagandă. Încă o dată, ce am să spun acum s-ar putea să fie o părere pur personală, pur obiectivă și foarte nedreaptă. Dar cred că ar trebui să o semnalez. Dacă o să luați audiențele de la IGB pentru această săptămână fierbinte, eufemistic vorbind, veți vedea că pe primele trei locuri se plasează cele trei posturi muscovite. În condițiile în care, într-un teritoriu, într-un stat, s-a creat o situație revoluționară și depinde viitorul acestui stat, nu este corect. Nu știu de ce se întâmplă astfel. Că așa e publicul nostru, da, e o discuție, este publicul nostru așa, dar nu este corect ca niște posturi de televiziune străine, care investesc zeci de milioane de dolari pentru producție, să intre într-o competiție cu niște posturi săraci de aici, care nu au măcar un ban pentru un serial propriu. Nu înseamnă că trebuie să interzise posturile moscovite. Nu pentru asta pledez. Pledez pentru lansarea unor programe pentru posturile naționale de crearea de content. Și iată aici vom putea concura în mod sănătos. Asta sigur cu Ministrul Culturii trebuie, poate să o vorbim, dar fiindcă vine vorba. Doamna prim-ministru, ați observat că niciun post de televiziune, cu excepția celui public, nu mai face știri despre cultură. Învățământul este prezent în mod periferic în jurnalele de știri. Și nici nu vor fi știri despre cultură, fiindcă astea nu aduc audiență. Iată de ce cred că Ministerul Culturii, în primul rând, ar trebui să inițieze și el niște programe care ar stimula știrile de cultură. Gata, nu mă lungesc, mai am de vorbit mult. Mulțumesc! Mulțumesc și eu să fac o concretizare. Dacă nu ne convocam, nu aveam cum să auzim părerile dumneavoastră, chiar dacă le-am auzit de-a lungul timpului într-un format sau altul, dar cred că oricum era bine să le actualizăm și să vedem dacă ne putem pune de acord care sunt problemele cele mai mari, pentru că probleme sunt multe și nu să reușim să le rezolvăm pe toate imediat. De asta trebuie să prioritizăm și după aia să ne punem de acord pe soluții. De exemplu, dumneavoastră ați menționat problema propagandei și întrebarea mea este dacă legea care a fost adoptată ceva timp în urmă funcționează sau nu. Dacă s-a făcut o evaluare, pentru că nu știu dacă cei din guvernul precedent au făcut o evaluare, dacă este o evaluare făcută de către instituțiile de media, ca să putem să discutăm cum pot fi făcute lucrurile, cum pot fi îmbunătățite lucrurile, cum se poate lupta cu propaganda. Dumneavoastră vorbiți despre programe pentru posturile naționale, vă referiți la alocarea de resurse financiare din bugetul de stat pentru a
stimula crearea unor asemenea programe de către televiziunile naționale. La asta vă referiți. Ok. Păi exact de asta suntem astăzi aici, ca să analizăm și să vedem care sunt opțiunile, care sunt posibilitățile și să adoptăm, dacă vreți, un plan de acțiuni pe termen scurt pentru a rezolva situația de criză. Pentru că eu cred că presa din Republica Moldova, presa independentă, este într-o situație de criză. De asta ne vedem în prima săptămână, pentru că situații de criză sunt și în alte domenii, dar aici mi s-a părut nou, ni s-a părut destul de complicat. Haideți să vedem cine, domnul Țelu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, în primul rând pentru această reuniune și la acest nivel. Vreau să vă provoc, doamnă prim-ministru, să vă asumați cumva angajamentele astea pentru a menține și a dezvolta cumva domeniul mass media pe zona de reglementări. Eu o să mă refer la mai multe chestii foarte exacte, pentru că în ultimii 2 ani, dar cred că exact cum a zis și domnul Butnar, în ultimii 16 ani tot se încearcă, dar în loc să mergem înainte, ba mergem în stânga, ba mergem în dreapta. Una din priorități, cu siguranță, care poate fi făcut foarte rapid, este reluarea grupului de lucru care a existat în Parlament într-o altă formă, în oricare formă nu ar fi, pentru că acolo, din 9 proiecte care s-au prezentat, s-au votat 4 doar. Acolo mai este și legea cu privire la libertatea de exprimare și sunt extrem de multe alte acte normative care trebuie ajustate. Deci, breasla cumva încearcă de mai mulți ani să abroge legea presiei, care se pare a fi un obiectiv imposibil, pentru că avem o noțiune mai nouă în domeniu, desuietă, deci ea nu mai corespunde realităților absolut deloc. Acest grup de lucru trebuie să se ocupe de ajustarea legislației naționale la standardele comunitare și bunile practici internaționale. Acest grup de lucru trebuie să se ocupe de construcția pieței de conținut, care în Republica Moldova nu există așa ceva. Și acest grup de lucru trebuie să se ocupe de construcția pieței de publicitate. Vreau să vă propun crearea în cadrul guvernului unui grup mixt, pentru că colegul Bunduchi a menționat despre adoptarea concepției, care este un document foarte bun. Un grup mixt dintre privați, dintre mediul public și mediul privat, care suntem aici, pentru a elabora și aproba strategia de dezvoltare a domeniului mass media cu planul de acțiuni. O altă chestiune pe care vreau să o menționez și trebuie să devină o prioritate, pare a fi imposibilă, dar totuși, securizarea spațiului informațional pe audiovizual, print și online. Ion menționa despre faptul că nu știm câtă presă avem, este un fapt adevărat. Noi de curând am terminat o cercetare. Vreau să vă zic că în Republica Moldova se vând 1148 de ziare și reviste, dintre care peste 900 sunt în limba rusă. 860 dintre ele sunt importate. Eu am numărat vreo 30-40 de titluri care au conținut cu caracter de propagandă, cu caracter militar și așa mai departe, ceea ce prin codul audiovizual de fapt a fost limitat. Pentru că acea lege antipropagandă, de fapt, este doar un articol în codul audiovizualului și care, îmi pare rău, dar este insuficient. Înțeleg că poate la un moment dat a fost o chestie de compromis, dar totuși. Ceea ce eu cred că trebuie foarte rapid de făcut, de evaluat, de efectuat evaluarea sub aspectul conținutului a tuturor titlurilor, ziarilor și revistelor care se vând în Republica Moldova. În continuarea ideii domnului Botnaru, trebuie de ajuns cumva la renunțarea retransmisiilor în baza licențelor naționale. Moldova este o struță cămilă în sensul ăsta, doar Republica Moldova și câteva țări din Asia Centrală o mai fac. La fel ca și Val Botnaru, voi spune, eu nu sunt împotriva retransmisiei în original a oricăror televiziuni în rețele de cablu și IPTV, care, slava Domnului, au o acoperire de sub 80% deja pe țară, nu mai avem problema distribuției a semnalului TV sau pentru a ajunge la consumator. Sunt 94% acoperit urbanul, aproape 70% este acoperit ruralul prin rețele de cablu și IPTV.
Cine vrea să facă televiziunea autohtonă, să facă televiziunea autohtonă, cine nu vrea, ăla e un alt business. E un alt tip de business, partea de retransmisie. O idee ar fi și o recomandare, în cercetarea pe care am menționat-o, constituirea la nivel de stat a unui organ, a unei instituții responsabile de reglementarea întregului domeniu mass media. Activitatea agențiilor de presă nu este reglementată azi decât de legea presei. Online-ul este în sălbătăcie totală, are acces oricine vrea, cum vrea, site-uri anonime, neanonime, de propagandă și de tot soiul. Presa scrisă, la fel, este semi-reglementată de norme generale. Practic, noi astăzi avem reglementat doar audiovizualul, cât de cât s-a avansat pe direcția asta. O prioritate absolut majoră, și asta e un îndemn absolut pentru toți, haideți să susținem producția conținuturilor de limbă română. Noi avem 60% din piața audiovizuală, din presa scrisă online și așa mai departe, este în limba rusă. Noi, presa, am uitat absolut, din cauza războaielor politice, am uitat absolut de rolul educativ și așa mai departe. Noi vorbim de știri de cultură, noi nu avem nicio emisiune despre cultură. Noi nu avem emisiuni pentru tineri. Noi nu avem campanii patriotice. Noi nu avem nimic. Noi nu avem profesionalizare. Sunt profesii în mass media care nu sunt în curiculă. Care pur și simplu nu sunt în curiculă. Pe facilități fiscale și procedurale, pentru că vorbim nu doar de aspectul fiscal, vorbim și de aspectul vamal, de importuri, de echipamente și așa mai departe, una din priorități este lipirea sau tratarea în mod paralel a industriilor mass media și industriei de producție de filme și alte producții audiovizuale, pentru că altfel industria de conținut nu se va dezvolta. Televiziunile sunt în stare să își facă doar conținutul propriu, sunt limitați în finanțare pentru a crea show-uri mari și așa mai departe, nu au studiouri, nu au oameni, nu au unde să facă chestiunea asta. Grație partenerilor de dezvoltare și așa mai departe, poate într-un an vom avea un hub. Poate. Să vedem cum va fi. O să revin un pic la grupul de lucru. Am avut foarte multe discuții în ultima jumătate de an, inclusiv la Forum Media, la Policy Media Forum, organizat de Freedom House și Black Sea Trust Fund. Toată lumea, partenerii, așteaptă. Așteaptă să fie solicitați. Și ei vor continua susținerea și suportul pentru acest grup de lucru. O rugăminte, o să zic un pic subiectivă, în vara anului trecut s-a adoptat legea privind atragerea investițiilor în producțiile de film și alte producții audiovizuale. Este vorba de sistemul cash rebate. Din păcate, din vară până acum, deși noi am furnizat absolut regulamentul, anexe și așa mai departe, la Agenția Investiției stă regulamentul cu drafturile și așa mai departe. Asta e o chestiune foarte exactă, care eu cred că guvernul de curs de lună poate să-i dea drumul, să-l aprobe. Și e o chestiune care, în esență, va fi încă un impuls pentru sustenabilitatea pieței și pentru atragerea, nu a investițiilor în conceptul investițiilor pe care le avem noi, care ar fi în alte domenii ale economiei, pentru că mass media totuși este un domeniu foarte specific al economiei, din punct de vedere a business-ului. Și asta va lega foarte mult producțiile de industria de film, de industria mass media. Foarte rapid se poate face ajustarea legislației care vizează drepturile de autor și drepturile conexe. Avem noua directivă care, iarăși, având în vedere că România este țară membră, nici nu trebuie tradusă. Deci trebuie doar acordată. Ceea ce pe termen mediu și termen lung ar trebui să devină o prioritate e să asigurăm sustenabilitatea mass media. Pentru că acolo este libertatea editorială, acolo este absolut tot. Piața noastră de publicitate în 9 ani a căzut de la 25 de milioane la 12 milioane și se menține în ultimii 4 ani la același nivel. Lituania are 12 televiziuni cu o piață de 53 de milioane și tot se plâng că-s bani puțini.
Eu cred că noi, dacă ne mișcăm corect, în 2-3 ani noi putem ajunge la cei 25 de milioane și mult mai sus. Chiar dacă o să vorbim din parametrii clasici, că Republica Moldova e o piață mică de consum și tot așa. Nu este adevărat. Pentru piața care o avem noi, noi, nivelul nostru ar trebui să fie în jur de 30-35 de milioane de euro, piața de publicitate. În ceea ce ține de sales house-uri și așa mai departe, o să vă zic din punct de vedere a expertizei. Alea sunt niște filtre create pe baza unor procese economice pentru a canaliza banii. Mâine, dacă se închid alea trei, o să apară altele trei. Problema este la agențiile de publicitate. Trebuie reglementat comisionul. Pentru că, de fapt, din 12 milioane, practic 3 milioane rămân în agențiile de publicitate. Chiar dacă tratează clienții cu 5%, 3-5%, și teoretic ar trebui să trateze mass media cu 15%. Dar din 12 milioane, 3 milioane, asta nu e 10%. Și nici 15%. Cu Moldova 1, eu am o expresie, trebuie dărmată și mutată. La Moldova 1 trebuie creată o reformă prin lege specială. Problema Moldovei 1 sunt acele două sindicate și poate să vină orice geniu acolo, ca cei oameni pur și simplu să-i mănânce. Consumul e extrem de mult. Pe baza Moldovei 1, apropo, se poate construi un hub foarte frumos, pentru că au foarte multe clădiri acolo, au conexiuni la energie electrică și au multe, multe alte chestii care pot servi întreaga piață. Pe principii comerciale, nu 20 de euro. 1 euro, 2 euro, sine cost și tot așa, sau sine cost plus. Pentru că mass media, de fapt, are scopuri sociale și este o valoare socială în orice societate. O să mă opresc aici. Vreau doar să vă zic că nu știu unde e Cancelarea de Stat, dar cred că tot e la etajul 5. Acolo este cercetarea pe care noi am făcut-o și acolo o să găsiți 59 de recomandări exacte care trebuie făcute. Acolo o să găsiți evaluarea complexă a întregii pieți din toate punctele de vedere, atât de reglementare, de securitate informațională, de bani în zona de publicitate, de percepții și multe, multe alte chestii. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mersi pentru această invitație. Știu, am înțeles de la colegii, am întârziat, îmi cer scuze pentru asta, am înțeles că s-a discutat despre transparență ceva la început. Eu vreau să reiterez că știu că unul din prioritățile programului dumneavoastră este transparența, dar ea trebuie să funcționeze la propriu în instituțiile guvernamentale, pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum, mai ales în ultimii ani, era de groază. Noi aproape că deja nu mai puteam accesa informația de interes public din structurile de stat. Credem că existau niște directive pe interior ca informația să nu fie oferită unei anumite părți a presei, cred eu, pentru că, de fapt, cealaltă nu se interesa de ceea ce ne interesam noi. Există foarte multe baze de date în structurile publice pentru care s-a investit foarte, foarte mulți bani. Chiar și portalul date GovMD a fost construit pe milioane de lei, dacă nu chiar euro sau dolari. Acolo informația nu se actualizează sau dacă se actualizează nu în totalitate și mereu nu poți găsi o parte din informație. Deja noi nu mai utilizăm acest portal, deși el conține foarte multe informații, dar ea nu este completă. Există baza de date a instanțelor judecătoriești, din care s-au scos anumite motoare de căutare, anumite sisteme de căutare și nu poți căuta după nume, după diferite alte date importante, care ne-ar ajuta să documentăm la investigațiile jurnalistice, cazuri de corupție și multe altele. Deci, în această direcție vrem să existe mai multe deschidere din partea tuturor instituțiilor publice, așa încât nu numai noi jurnaliști, dar și cetățenii să poată accesa informații de interes public, pentru că de multe ori cetățenii ne ajută pe noi cu multe detalii, multe informații pe care ei le depistează și le pot verifica în localitățile lor.
Și a doua, asta ar fi una din întrebări și eu cred că este posibil atunci când există dorință și voință. Referitor la cazurile de presiune asupra jurnaliștilor și alte cazuri problematice care ajung în organele de drept. În ultimii ani, noi practic nu am avut cercetări în procuratură sau în poliție, deși am depus foarte multe plângeri pe cazuri de presiune asupra jurnaliștilor, practic ele mor pe undeva, nu știu unde, în organele de drept. Aici, dacă guvernul poate interveni, pentru că până la urmă sunt finanțate toate din bani publici. O altă doleanță ar fi și legată de anumite facilități pentru organizațiile de media. Știu că în anumite țări, în Georgia, de exemplu, au existat niște facilități fiscale pentru organizațiile de media care le-au ajutat să se dezvolte, pentru că povara fiscală pentru organizațiile de media și toate organizațiile din domeniul civil este destul de mare acum și noi suntem cei care căutăm și aducem bani prin proiecte, dar plătim la stat foarte mult. Știu că a existat o astfel de experiență în Georgia, nu știu multe detalii, poate colegii care cunosc ar putea să spună asta, s-ar putea referi și la mass media, la publicații din domeniul mass media, ca să se poată dezvolta, pentru că povara fiscalității este destul de mare. Bună ziua, doamnă prim-ministru, bună ziua, onorată asistență, mă numesc Vasile Profiră, economist ca văzrenii de Logos Press. Deci, ca să trecem deodată la concret, clar că, cum ați spus și dumneavoastră, că presa scrisă la ziua de azi este în criză, într-adevăr. Dar mult la noi acționează prețul hârtiei pentru ziare și reviste. Dacă să luăm în ultimul an, aproximativ a crescut prețul de la 50-55%. Noi vă rugăm ca TVA să fie redus, ar fi nu numai că bine, dar ar fi foarte bine. Atunci am simțit noi... Nu, noi asta și vrem și acum. Ar fi bine, fiindcă noi ducem pierderi mari, nu mai spunem de chioșcurile care sunt evacuate și duse la periferie, prin unde nici nu e lumină, cine ar să ducă prin colțurile celea să mai caute presa? E clar că nimeni. Dar acest ar fi foarte bine de redus TVA. Și e clar că trebuie de dus un control oarecare, cum să fie la hârtia de ziare și este hârtie monolaser, spune finlandeză. Clar că tot cineva poate să folosească, dar noi nu avem interes să punem prețuri, fiindcă noi nu suntem importatori. Sunt importatori de hârtie. Vreți să verificăm cum se formează prețul? Nu, poate și așa trebuie, dacă la 50-55% a crescut prețul la hârtie în ultimul an. Aici prețurile la ziare, clar că crește, cum poate editorul să mărească prețul, când clar că pierde sunt mari. Și pierde nu numai noi, dar pierd și tipografiile. Ei sunt tot despre cale de dispariție, da. Asta e. Mulțumesc. Bună ziua, Dumitru Ciorici, portalul de știri Agora.media. Doamna prim-ministră, mersi pentru invitație. Îmi pare rău că prima întâlnire noi trebuie să venim să ne plângem aici. Sper că o să avem șansa să ne vedem mult mai des, cel puțin o dată la jumătate de an și o să putem bifa lucruri pozitive. Venind din mediul online, un domeniu care a cunoscut o ascensiune grozavă în ultimii 15 ani, vreau să vă solicit un lucru. Internetul să rămână liber, așa cum și administrația Obama și-a dorit în Statele Unite. Multe lucruri care se întâmplă spre bine în Moldova se datorează internetului. Și acum o să încerc să bifez câteva lucruri care nu s-au menționat de colegii mei. Există o lege, nu mai știu care e soarta ei la firul ierbii, în diferite etape în ultimii 10 ani a încercat să ajungă pe agenda guvernului, legea Big Brother, care se referea foarte mult și la internet. Odată a ajuns din sertarele SIS, a doua oară din sertarele Ministerului de Interne,
și ne-am trezit că fără nicio consultare, fără nicio verificare, această lege a fost inclusă pe agenda guvernului și doar datorită gălăgiei care am reușit să o ridicăm timp de câteva ore, această lege a fost retrasă. Solicitarea noastră este ca să fim consultați în momentul în care astfel de legi ajung să fie adoptate. Nu suntem împotriva combaterii pornografiei, suntem împotriva combaterii pornografiei infantile, a terorismului și altor lucruri care sunt menționate în acea lege, însă ea este un paravan pentru a controla tot ce ține de libertatea circulării informației pe internet. Și, așa cum am spus colegii mei, spuneau că 15% este comisionul la ATV. În cazul presei online, comisionul este de 40%. Deci agenția vine și te întreabă, dacă nu oferi o reducere de 40%, atunci mergem la alt client pentru că el ne dă 50%. Deci problema comisioanelor există, nu știu cum poate fi soluționată, dar la un moment dat aveam și un banc. Deci cel mai bun business în media sunt agențiile de publicitate, pentru că grosul banilor de fapt rămân în agenții și nu în, și nu în presă. Și un alt lucru important care s-a menționat printre rânduri, dar aș vrea să-l accentuez. Noi suntem o afacere. Am plătit anul trecut, dacă nu greșesc, Irina, circa 2 milioane de lei taxe către bugetul de stat. Nu avem o problemă să spunem cine sunt proprietarii, eu sunt unul dintre proprietari, nu avem o problemă să spunem de unde încasăm bani și pe ce îi cheltuim. Nu înțeleg de ce această informație nu ar fi publică pentru toate instituțiile. În România poți intra pe diferite site-uri, scrii denumirea firmei și îți arată absolut toate datele financiare ale firmei. Cine sunt beneficiarii, care sunt rapoartele de activitate, de unde sunt încasările și așa mai departe. Atâta timp cât această informație va fi o informație ascunsă, acolo se vor regăsi ilegalități, abuzuri, licitații trucate și așa mai departe. Și spre final, cel mai mare lucru pe care îl pot face autoritățile este să nu intervină în activitatea presei. Asta e cel mai fain lucru. Mersi tare mult! Bună ziua! Меня зовут Дмитрий Калак, редактор газеты «Экономическое обозрение Логоспресс». Коллеги поднимали много вопросов, и я думаю, что если мы будем здесь сидеть еще пару часов, их накопится раз 10 больше. Я работаю в экономической газете и привык ко многим вещам относиться с практической точки зрения. Я понимаю, что в бюджете денег тоже нету, как и у масс-медиа. Тем не менее, у нас существует много различных фондов, и есть много каналов, через которые идет поддержка масс-медиа. У меня есть простое предложение – создать фонд поддержки масс-медиа в Молдове. Направить туда как бюджетные средства, так и средства внешних доноров. И наподобие фонда субсидирования в сельском хозяйстве определить конкретные критерии для поддержки масс-медиа в том случае, если они действительно направлены на развитие этих масс-медиа. Что имеется в виду? Вот мой коллега поднимал вопрос бумаги для бумажных средств массовой информации. Действительно, это сегодня, скажем так, исчезающий вид прессы, но тем не менее он остается очень важной составляющей рынка масс-медиа. И на самом деле в прошлом году мы столкнулись с тем, что цена на бумагу выросла почти на 50%. Это непосильные траты для масс-медиа. Наша газета в год тратит порядка 25 тонн бумаги, при том, что тонна бумаги стоит выше $700. Поэтому из этого фонда можно было бы субсидировать закупку бумаги для газет, можно было бы субсидировать закупки техники для телевизионных станций, для радиостанций. Можно было бы субсидировать создание качественного контента. В том числе коллеги говорили о том, что у нас мало пишут о культуре. У нас, кстати, в газете, несмотря на все трудности, страничка культуры остается и постоянно функционирует. То же самое страничка по социальным вопросам и так далее. То есть
через этот фонд можно на основе прозрачных, понятных критериев стимулировать создание качественного контента для различных масс-медиа. И это будет, на мой взгляд, лучшим вкладом в развитие масс-медиа, потому что те критерии предоставления помощи, которые до сих пор идут через внешних доноров или через другие структуры, они не стимулируют развитие. Они стимулируют поддержание жизнеспособности этих медиа на короткий срок, но не стимулируют создание качественного контента. Спасибо. Eu doar foarte pe scurt îmi cer scuze că vă abuzez. Referitor la ce a spus domnul Calac, există o asemenea proiect de lege care a fost elaborat tot în cadrul grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației media. El tocmai asta și prevede, trebuie doar de revenit. Foarte pe scurt, doamna prim-ministră, câteva chestii care mi se par hiperimportante. Transparența finanțării instituțiilor mass media. Este absolut important de amendat legislația pentru ca să fie foarte clar de unde vin banii pentru finanțarea instituțiilor mass media. Am impresia că în Georgia există o asemenea lege și trebuie doar de preluat bunele practici de acolo, pentru că s-au făcut și investigații jurnalistice care au demonstrat că inclusiv bani veniți pe filiere criminale ajung în instituțiile mass media și din Republica Moldova inclusiv. Și este important ca să știm exact de unde vin banii, pentru că celebra modificare a codului audiovizualului cu 2 versus 5 licențe au depus declarații de proprietate, nimeni nu le verifică. Consiliul Audiovizual spune că nu are competență, Serviciul de Informații și Securitate s-a auto-exclus din toată povestea asta, nu știm exact dacă aceste declarații măcar corespund adevărului, pentru că eu presupun că acolo sunt și lucruri neadevărate. Al doilea lucru care mi se pare important să vă atenționez, că este să nu se facă exces de zel în tot acest proces, intențiile bune să nu se reducă pe urmă la anumite acțiuni care s-ar putea să mai mult să dăuneze. Eu, de exemplu, nu cred deloc inspirată ideea să existe o structură generală de reglementare. Nu sunt de acord să fie reglementat internetul și nici chiar presa scrisă. Dar asta sunt discuții. Eu cred că este important să discutăm pe aceste lucruri. Fake news. Dumneavoastră ați spomenit lucrul ăsta. Cel mai important lucru care trebuie să se întâmple, ce poate face chiar astăzi, este ca dumneavoastră, ca prim-ministru al Republicii Moldova, să ordonați instituțiilor publice să reacționeze la fiecare fals de felul ăsta, pentru că nu se reacționează. Dacă sunt fake-uri că NATO face în Bulboaca baze militare, Ministerul Apărării tace. Dacă sunt tot felul de alte fake-uri, instituțiile publice nu reacționează. Viteza de reacție este zero. Bun, și sigur că trebuie de discutat anumite politici de securizare a spațiului informațional. Furturile de conținut în online trebuie să fie amendată legislația prin drepturile de autor, astfel încât produsele jurnalistice să fie subiect al dreptului, inclusiv articolele, pentru că agregatoarele de știri, cum ar fi Point.md, de exemplu, parazitează pe produsele jurnaliștilor, redacțiilor din Moldova, deoarece ei pot să preia chiar și jumătate din conținut sau chiar tot conținutul și să câștige vizualizări, reclamă prin asta. Noi solicităm intervenția și AGP-ului și vom solicita și o întâlnire cu doamna director la această agenție pentru a vedea ce se poate face legislativ pe lucrul ăsta. Este o solicitare ca instituțiile mass media să devină obiect sau subiect al legii 2%, pentru ca cetățenii din Republica Moldova să poată direcționa 2% din impozitul lor pe venit nu doar către organizațiile neguvernamentale care sunt înregistrate la Ministerul Justiției, dar și către instituțiile media. Mulțumesc tare mult! Doamna prim-ministru, dacă îmi permiteți încă 2 lucruri pe care le-am uitat să le punctez. Primul, dar vă rog foarte mult să nu o luați ca și vreo rugăminte din partea TV8 să interveniți. Doar ca să știți, cu titlul de informare, nu doar TV8 închiriază spațiul de la Cancelarea de Stat, se numește agenție privind gestionarea clădirilor guvernului. Așa se întâmplă că odată pe an noi ne trezim ca și toată țara cu noul buget,
prin care sunt indicate, este indicat noul index de formare a prețului de chirie a spațiului de la Cancelarea de Stat. Așa s-a întâmplat că, de exemplu, în anul 2018, deci chiar la începutul anului, noi ne-am trezit, deci nimeni nu știa despre asta, noi ne-am trezit cu o majorare a prețului cu aproximativ 33%. Dacă pentru o instituție din presă scrisă sau online asta nu este o problemă, pentru că se poate repede de găsit un alt oficiu, pentru o televiziune asta este o lovitură uriașă, pentru o televiziune care trăiește din granturi. Și atunci când în acel an asta se folosește ca drept presiune administrativă și noi suntem atacați în judecată, cu toate că scriem scrisul la cancelare și explicăm că noi renunțăm la o treime din spații ca să reușim din puținele venituri și din alte granturi să achităm datorie, dar ne trezim cu un proces de judecată și chiar dacă am încheiat toată datoria, voi spune asta cum public, noi suntem în curte de apel și Cancelarea de Stat ne obligă să plătim 500 de milioane de penalități, cu toate că datoria a fost achitată. Penalități. Deci ei ne-au pus penalități. Și asta este părerea mea personală a jurnalistei de la TV8, Natalia Morari, că este o metodă administrativă de presiune asupra mediei incomode. La fel cum s-a întâmplat cu foarte multe alte instituții media care au fost nevoite să-și schimbe sediile, pentru că să plătești plus 30% pentru chirie când tu trăiești din granturi este aproape imposibil. Dar pentru un post de televiziune să mă găsești un alt spațiu, să te muți când asta costă cel puțin 100 de mii de euro, asta este aproape imposibil. Deci asemenea presiuni să nu mai existe. Deci asta este problema. Doi, noi foarte mult astăzi am vorbit despre securitate informațională, despre propagandă externă. Asta este o problemă și cu mare tamtam s-a laudat fostă guvernare care a rezolvat adoptând legea propagandei. Dar eu mă întreb, este o problemă mai mică propaganda internă? Deci eu mă întreb ceea ce făcea, de exemplu, un post de televiziune, unicul post de știri de televiziune anul trecut, pe data de 7 septembrie, imediat după publicarea investigației RISE despre vilele nedeclarate ale liderului PDM, a doua zi noi ne trezim cu cetățenii turci răpiți din stradă, după asta Moldova este condamnată la CEDO, dar noi ne trezim cu breaking news la unicul post de televiziune care ne vorbește despre capurile tăiate ale copiilor diplomaților moldoveni, ceea ce este un fake total, dezmințit de guvernul Germaniei, de ambasada Germaniei. Postul de televiziune nu dă această dezmințire, ei ori în șir vorbesc cu experții despre capurile tăiate, sperie întreaga societate și ce face Consiliul Audiovizual lui? Doarme. Punct. Asta tot ce am vrut să spun. Despre faptul că organele statului ar trebui să-și facă treabă. O completare doar, vă rog, la aceeași temă. Merge? Valeriu Vasilica, Agenția EPN. Și noi stăm într-un sediu administrat de guvern, de fapt. Doamna Natalia a zis despre 30% majorarea chiriei pe neașteptate anul trecut. Anul ăsta s-a procedat la o altă majorare de 30% a cheltuielilor noastre, doar că indirect, doar că iar printr-un șiretlic, așa cum s-a mai făcut, cu manipularea cine este plătitor de TVA, cine nu, dar oricum în 2 ani avem câte 30% de majorări la chirie. Și de fapt asta este sub patronatul guvernului, nu vă supărați. Nu vreau să mă laud, dar va trebui. Este un proiect, am făcut un proiect de lege care tocmai asta reglementează. Eu pot să-l transmit consilierilor dumneavoastră tot în cadrul acestui grup de lucru, atât doar că el nu a mai fost votat. Este vorba de reglementarea cuantumului de plată a instituțiilor mass media, care acum plătesc aceeași chirie ca și magazinele sau alimentarele, când ar trebui să plătească probabil ca și asociațiile obștești. Eu pot să transmit aceste documente. Amintiți timpuri interesante. Acum spuneți că atunci era mai bine pentru presă decât este acum. Vă rog. Da, vroiam să transmit și un mesaj din partea colegilor noștri de la Ziarul de Gardă. Noi nu vom căuta în continuare prietenia guvernării sau avantaje din partea guvernării, dar vrem să lucrăm liber așa cum am dorit întotdeauna de 15 ani de când este lansat ziarul. Din cele menționate, nu s-a vorbit despre faptul că jurnaliștii de investigații
cumpără informații de la instituțiile de stat, noi plătim la Camera Înregistrării bani grei pentru solicitând informații de interes public și nimeni niciodată nu include în rapoarte ce face această cameră cu banii percepuți de la presă. Cadastru și alte instituții de stat. Alt mesaj este legat despre accesul la informație. Noi de mulți ani obținem informații de la instituțiile oficiale doar corespondând cu aceste instituții, trimițând, expedind scrisori și așteptând luni în șir. Redacția este plină cu scrisori și răspunsuri oferite târziu, oferite fără conținut, care nu mai sunt bune pentru nimic, iar acești funcționari din instituțiile statului, care recepționează scrisorile noastre și care pregătesc aceste răspunsuri săptămâni în șir, sunt salarizați din buget și nu se știe cine are vreun beneficiu de la aceste activități. În distribuția presei, sigur că e o problemă despre care cred că noi toți am obosit să vorbim. Ultimul eveniment care a șocat redacția noastră a fost cel din aceste zile, de când avem alt guvern, de când avem alt parlament. Ieri din raionul Drochia, din satul, am uitat, dar nu este singura localitate, ne-au telefonat că ultimul ziar în care noi am publicat o ediție specială despre tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova privind legat de schimbarea acestei puteri, acest ziar nu a fost dus deloc în mai multe sate. După ce am intervenit noi, am încercat să solicităm de la Poșta Moldovei informații ce se întâmplă cu distribuția, astăzi ziarul a ajuns. Da, de joia trecută. Mâine dăm la tipar alt ziar și azi a ajuns ziarul doar după ce am solicitat mai multe răspunsuri. Da, nu este ușor, aveți dreptate, dar cred că la următoarea întâlnire am vrea să auzim... La următoarea întâlnire o să chemăm aici și Poșta Moldovei. Nu, am vrea să auzim cum anume poate fi soluționată problema accesului la informații, a distribuției presii și a taxelor pentru informații percepute de instituțiile de stat. Cineva din colegii noștri de la Gora.md chiar a venit cu o recomandare pe care o să o transmitem consilierilor dumneavoastră referitor la accesul la informație. Suntem în secolul 21. Parcă avem și internet și Wi-Fi peste tot. Poate dezvoltați o platformă online cu acces pentru fiecare instituție media unde te loghezi, selectezi instituția unde adresezi scrisoarea și există un termen în care trebuie să apară răspunsul pe acea platformă. Și astfel se poate face și un tracking acestei solicitări oficiale. Poftim? Asta ar fi o soluție cea mai simplă, electronică, unde poate fi verificată data, când s-a primit, când s-a răspuns, care este persoana responsabilă care în momentul de față are acea scrisoare în gestiune. Și? Dar când noi cerem comentarii și nouă ni se spune în scris, în formă scrisă, vă rugăm solicitare în formă scrisă, nu fac referire niciodată la nicio platformă online, vreau să vă spun. Я хочу обозначить одну маленькую проблему. Мы в информационной среде конкурируем за время, за новости. Просто в последние годы, особенно последние годы, мы часто сталкивались с информацией с таким явлением, как появление уже готового репортажа на определенных телевизионных каналах. А пресс-релиз приходит иногда через час, в лучшем случае, иногда на следующий день. Это от госструктур, это от официально. Причем часто они, конечно, были пустыми, но когда были очень вкусными новостями, было обидно. То есть Нацбанк в этом отношении, я хочу привести в пример, он ведет себя очень корректно, и если уходит оттуда информация, она никому не ставит привилегированное положение. Спасибо. Okay.
Галина Васильева, Ньюсмейкер. Тут уже все основное сказали. У меня единственное предложение к вам. Возможно, правительство может стать первым государственным учреждением, которое откажется от этой порочной практики запросов на информацию. Вот самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это ограничение доступа к информации. Мы просто ее не получаем. Мы публиковали даже интервью, где у нас были пустые ответы вместо ответов министров. Но дело в том, что эта система, я понимаю, что законодательство 15 дней, когда-то интерпретирует 30 дней, она, такое ощущение, что она сложна для того, чтобы просто журналисты не получили ответ. Так как мы работаем, производим не только новости, но и еще аналитику, нам нужны данные, мы просто в них нуждаемся для того, чтобы делать качественную информацию. Добрый день, спасибо за встречу. Это очень важно, что вы с самого начала своей работы уделяете внимание средствам массовой информации. Я хотел бы вернуться к телевизионному рынку по поводу картельного сговора. Он действует уже второй год. В результате действительно большинство телеканалов, не входящих в данный картельный сговор, испытывают финансовые трудности. Обнаружить, как бы констатировать его можно в течение недели, если правильно знать, но у Совета по конкуренции, скорее всего, нет желания. В данном вопросе просили бы вашего содействия, я понимаю, что он находится в подчинении парламента, но, наверное, можно найти эффективные меры, которые бы позволили бы проверить то, что они делают уже полтора года, пытаясь констатировать то, что можно узнать за неделю. В будущем, чтобы избежать подобного рода картельных сговоров, можно внести изменения в кодекс об услугах аудиовизуальных, запретив третьи лица, кассель или делань-зерь, как называются здесь люди, для того, чтобы средства массовой информации непосредственно сами заключали договора с рекламодателями либо рекламными агентствами. Это поможет избежать участия третьих лиц и исключит возможность таких монопольных сговоров. Что касается замечания коллег по поводу местного контента, давайте для начала, чтобы в Республике Молдова начали готовить специалистов в области телевидения. У нас сейчас учебные заведения, кроме журналистов, никого не готовят. Технических специалистов для телеканалов нету. О каком создании контента локального можно говорить? La subiectul Consiliului Concurenței, într-adevăr, acesta este subordonat Parlamentului, dar noi avem un punct în pachetul de dezoligarhizare care ține de clarificarea lucrurilor la Consiliul Concurenței, pentru că nici pe acest domeniu și nici în celelalte domenii Consiliul Concurenței, conducerea actuală a Consiliului Concurenței, nu și-a făcut treaba. Noi avem monopoluri peste tot. E o problemă clară și eu sper că în următoarele зиле, дака не саптамын, се резолве часто проблема. Мы готовы оказать полное содействие в констатации картельного сговора. Еще одно замечание, только телеканалы «Журнал ТВ» и «ТВ-8» испытывали давление со стороны Координационного совета. В настоящий момент Координационный совет до сих пор не пролонгировал лицензию для телеканала «РТР Молдова». На незаконных основаниях он просто не дает никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного. Это длится с февраля месяца. Mai e cineva care vrea să intervină? Poate cineva care e departe de microfon? Vă putem oferi microfonul de la masă? Nu? Domnul prim-ministru, adevărul este că sunt extrem de multe subiecte. Extrem de multe subiecte. De asta, în esență, eu cred că toți colegii s-au expus în sensul în care ne trebuie un forum de discuții, nu știu, o formă în care să ne vedem, poate nu cu noastră ca să nu vă încurcăm să munciți, dar să avem siguranța, nu, de acum n-am, de asta v-am mulțumit și v-am rugat să vă asumați provocarea. Toată piața în 25 de ani a deraiat, pur și simplu drumul
e acolo unde e Bodoni, dar noi suntem în partea cealaltă. Da, drumul bun. Sunt extrem de mult de lucruri de făcut. De asta ziceam, trebuie creat o chestie pe lângă Parlament, trebuie creat o chestie pe lângă Guvern și toate lucrurile astea să avanseze. În esență, eu cred că colegul de la RTR a zis că nu avem oameni. Nu e adevărat. Noi avem oameni. Foarte mulți oameni creativi avem. Nu o să vă dau exemplu, pentru că nu vreau, am mai zis-o, nu vreau Republica Moldova să ajungă în situația Georgiei sau Ucrainei, ca să fim impuși de război. Ucraina în 3 ani a ajuns, 4 ani a ajuns la calitatea produsului autohton peste calitatea produsului rusesc. Peste. Piața a crescut, s-au dezvoltat industriile de film, industriile audiovizuale și multe, multe, multe alte chestii. Deci, haideți să ne asumăm. Exact de asta suntem astăzi aici. Mulțumesc tare mult. Mai e cineva, ok. Da. O să încerc și eu să spun opinia, venind din mediul online. Aș vrea să vorbesc despre realitățile în care ne aflăm cu toții. Deci, nu știu, aș vrea să fac un exercițiu, dar poate nu este politicos, să ridice cineva mâna care activează pe piața media curat, din vânzări. Doar din vânzări. Exact, suntem în minoritate. Exact. Eu tot pot să ridic mâna. Sunt întâmplă de o perioadă lungă de timp, noi ceea ce facem doar supraviețuim. Restul beneficiază de anumite subvenții. Eu le împart în două tipuri, da? Unele venite la parteneri internaționali, probabil că e un lucru extraordinar, altele vin pe linii de partid. Această situație, în general, creează un mediu concurențial prost. Noi nu putem concura. Eu o să mă victimizez acum, dar eu vreau să vă spun, o săptămână întreagă am lucrat fără aparat de aer condiționat și fără calculatoare, într-o perioadă atât de complicată. Eu nu am bani să investesc. E problema mea. Dar ceea ce vreau eu, ca în urma activității guvernului, să avem o piață media concurențială, o piață media corectă. Atunci fiecare o să activăm în condiții egale și atunci o să putem discuta despre creare de conținut divers și așa mai departe. Nu e vorba doar de piața media, cred că cunoaște mai bine, sunt mai multe probleme în alte domenii. Statul nu trebuie să intervină. Noi, ziar de gardă, știu mai mulți, am fost nevoiți să ne mutăm din cauza acestui coeficient crescut, care a venit peste noapte, efectiv. Eu l-am sunat pe șeful adjunct al direcției, care pur și simplu mi-a râs în față și mi-a zis, la revedere, se întâmpla în februarie, când am primit noul contract, iar decizia fiind luată în decembrie. Dar noi beneficiem cumva, da, suntem mai mobili, oricum am rămas cu studioul acolo. TV8, din păcate, n-are cum să se mute. Deci primul lucru ce ne-am dorit este să nu mai avem parte de astfel de decizii arbitrare și până la urmă să nu avem casa presii fără presă și ce mai sunt și o televiziune națională cu mii de metri pătrați în paragină. Cam astea ar fi solicitările. Îmi cer scuze dacă am fost cumva emotiv, dar efectiv eu știu că colegi sunt mai mulți care au această opinie a mea, dar rar o vorbim, probabil. Bună ziua, Vitalie Popov, Asociația Homo Diversus. Doar o mică remarcă sau o propunere pentru următoarele ședințe să fie incluse și interesele cetățenilor noștri din regiunea Transnistreană. Poate jurnaliști, poate reprezentanți al organizațiilor de medie de acolo. Mersi. Dacă nu, eu vreau să vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Probleme sunt multe și cred că trebuie să convenim ce facem mai departe. Eu vreau să propun că noi, în baza lucrurilor care s-au spus aici, vom face un proiect de plan de acțiuni pe termen scurt, pe primele 100 de zile,
să vedem ce putem face. Un lucru major pe care trebuie să-l considerăm și să găsim o soluție este componența Consiliului Audiovizualului. Acolo trebuie să se înceapă lucrul imediat. Eu aștept de la dumneavoastră, dacă sunt voluntari, să faceți un grup de lucru, să analizați experiențele altor țări și să ne spuneți cine ar fi mai potrivit ca să desemneze membrii Consiliului Audiovizualului. Și după aia putem să mergem la Parlament și să solicităm sprijin pentru această schimbare, dacă se ajunge la o formulă mai potrivită. Sunt câteva legi în Parlament, cum ați spus dumneavoastră, și o să încercăm să le punem pe agenda mai repede. Întâi să organizăm discuțiile, dezbaterile în Parlament. Ar fi bine cineva dintre dumneavoastră să-și asume responsabilitatea să refacă grupul pentru Parlament și să ne gândim și la mecanismul, la platforma de comunicare pe guvern. Deci putem să revenim eu sau colegii mei cu proiectul de plan de acțiuni peste o săptămână aici și să discutăm, sau putem să revenim într-un format mai restrâns, dar dumneavoastră trebuie să vă organizați, dumneavoastră trebuie să delegați reprezentanți, pentru că noi nu e treaba noastră și nu am vrea să alegem noi cine trebuie să fie în acest grup de lucru. Cel mai bine este să rămână la latitudinea dumneavoastră. Niște lucruri pe care putem să le facem imediat, evident, este să discutăm cu cei de la Poșta Moldovei și eu o să fac acest lucru, cel puțin pentru moment, să rezolvăm problema cu distribuția presei scrise. O să discutăm subiectele care țin de închirierea spațiilor și care mai era urgența din lucrurile care putem să le facem imediat. Legea Cash-Rebate. Poftim? Regulamentul pentru lege. Da, o să căutăm la colegii de la cancelarie și eu o să mă documentez și o să încerc să cercetez cum s-au luat deciziile abuzivele de la cancelarie în ultimii 2-3 ani de zile. Deci aici o să demarăm o investigație, o cercetare internă, să vedem cine și ce ordine a dat împotriva unei instituții de presă sau alte, ca să ne clarificăm. În rest, sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm inclusiv cu Ministrul Finanțelor atunci când vorbim despre TVA-ul, eliminarea TVA-ului sau schimbarea unor coeficienți și așa mai departe. Deci trebuie să discutăm cu echipa. De asta noi vă promitem să revenim în cel târziu o săptămână cu un plan de acțiuni, pornind de la toate lucrurile pe care le-ați spus aici. Dumneavoastră, între timp, vă organizați și ne spuneți dacă vreți să discutăm în același format planul de acțiuni sau dacă vreți să delegați oameni într-un grup mai restrâns de lucru, de colaborare cu guvernul și să ne revedem atunci într-un format mai restrâns. Dacă aveți alte idei pentru modul în care am putea să organizăm cooperare de mai departe, dacă nu înțeleg că se acceptă așa cum am propus noi. Pentru moment, Cristina Vujor o să fie persoana de legătură, dacă mai aveți idei, dar vă zic că noi încercăm să punem planul de acțiuni, vi-l transmitem, dar așteptăm de la dumneavoastră foarte repede idei cu privire la schimbarea modului de desemnare a membrilor Consiliului Audiovizualului. Pentru că dacă nu există suficientă, nu știu, dacă nu avem certitudine că există idei foarte bune acum, atunci noi am optat pentru un concurs transparent în actualul Parlament, ca să ne mișcăm repede, să nu rămânem cu acest Consiliu și am face angajamentul să organizăm un concurs transparent în Parlament, în formula actuală pe care o prevede legea și evident contăm pe faptul că vor fi aplicanți competitivi și buni, pentru că dacă nu vor fi oameni care să aplice pentru pozițiile astea, atunci s-ar putea ca rezultatul să nu fie unul pe placul dumneavoastră. Dar haideți să ne luăm puțin timp. Deci vă gândiți la o metodă de alternativă, dacă nu reușim repede să venim cu o metodă de alternativă pe care am putea să o adoptăm după ce schimbăm acum componența Consiliului Audiovizualului. Mie mi se pare o urgență ca noi astăzi, în următoarele săptămâni, să rezolvăm problema cu nefuncționalitatea Consiliului Audiovizualului. O idee foarte concis la această temă. Să fie creată o comisie de concurs, un deputat, un ministru, un membru al societății civile, foarte diversă, ca să nu poată fi influențat, și de anunțat un concurs public.
Da, bineînțeles că public va fi concursul. Spuneam că ca să nu la moment totuși legea prin Parlament, pentru că va păi fi acum în lege scrie, Aneta, acum în lege scrie cine organizează concursul. Oricum trebuie amendată legea. Ok, organizează concursul. Întrebarea mea este următoarea. Altă comisie. Întrebarea mea este următoarea. Dacă dumneavoastră veniți cu o formulă nouă de organizare, de formarea comisiei pentru concurs și atunci modificăm legea și conform legii modificate se face concursul, sau dacă avem încrederea în formula existentă în Parlament, dar ne obligăm să fie concursul absolut transparent, deschis la presă, toate interviurile să se realizeze la cameră și ne asigurăm că oameni indicați, oameni potriviți, specialiști în domeniu, independenți, aplică pentru aceste poziții, pentru că asta a fost o problemă în trecut, în anumite cazuri, mai ales atunci când oamenii nu mai credeau în corectitudinea acestor competiții. Eu zic să ne luăm 2-3 zile, să ne gândim la acest subiect specific, dar aș vrea să rezolvăm rapid cu noua componență a Consiliului Audiovizualului. Nu este problema pe care o poate rezolva guvernul, dar eu mă angajez să promovez rezolvarea acestei probleme în Parlament cât de curând posibil. Ne-am înțeles. Vă mulțumim tare mult și baftă!